Nu mai știu, dar pentru noi, cei care stăm staționari, degetul apicultorului este sfânt. Deci distanțierul cel mai bun este degetul apicultorului. Iată cum le fixez. Deci am fixat așa, cu degetele aici, și mi-a ieșit foarte bine distanțierul. Am să pun o problemă în momentul în care eu, spre exemplu, vreau să ridic. O să-i distanță un pic de joc dacă nu am distanțier. Nu. Ea sudează. Hai să-ți povestesc. Se sudează destul de... Pentru cei care stau staționat. Dar numai o problemă este. Dacă cumva se impune să ne să-i paletăm, se ducem noi la un transport. Nu, ne ducem undeva la altă floare. Și dacă plecăm de acolo, atunci, în transport, asta se joacă de acolo și omoară albine. Deci de aceea este un model. Da, să punem și noi. O să facem chestia asta. Dar veni vorba de felul în care îmi fixez ramele acestea, apropo de distanță. Și în felul ăsta, rama va fi crescută perfect la acest nivel. Iar când vom veni cu cuțitul pentru descăpăcit, doar atâta, din două mișcări, sau dacă vom merge pe descăpăcire mecanică, atunci numai cât ai băgat rama, a fost descăpăcit rapid. Da? Deci, am arătat și e așa vine. Uite, așa va vine, dar nu e modelul ăsta. Nu-i modelul ăsta aici, exact. Trebuie să facem o matriță aparte, specială. O altă matriță, da? Ea va încăpea foarte bine canalul ăsta. Sperăm că la partea de jos nu mai trebuiască de pus și în drama lată. Exact. Acum să le explicăm un pic celor care ne urmăresc. Cum este situația asta acum, în momentul de față? Hai să le dăm deoparte și să le facem o demonstrație a ceea ce înseamnă expandat. Vreau neapărat să mimăm acest lucru, pentru că, dragilor, cu stupii vă aflați în momentul de față cam în stadiul acesta. Cei care ați luat și ați terminat 3 într-un, sunteți acum aici, full cu puier. O să duc eu 2 sub boia. Așa vreau. O să punem aici, să nu fie aici, din beton, să avem... Corect. Venim cu el acolo, da? Nu e greu. Asta e poziția. Bun. Și acum venim cu o ladă. Pentru început cu o ladă. O ladă cu același model. Și atunci iată cum vă propun, dragi. În momentul în care am ajuns la expandare, iau de aici 4 rame cu puiet și cu matca. Deci 4 rame cu puiet și cu matca și le-am pus aici. Acesta este diafragma, o lăsăm aici. Da? 4 rame cu puiet. Din partea asta, din spate. Și matca neapărat acolo sau rămâne? Nu, matca am luat-o acolo. Da, că a rămas matca de aici. Eu m-am, în momentul de față, când m-am asigurat că am luat matca dintr-una din părți, ori din partea asta, ori din partea cealaltă, am ridicat și asta. Da? Am ridicat. Acum, aici, voi veni cu rame, să am două foi și două să fie cu rame deja crescute. De la rezervă. Și ce fac acum? Încep să pun aici. Trag mai încoace și pun aici o foaie. Din două în două pun cele 4 rame. Două foi și două așa. Și în felul ăsta am completat 12 rame aici.
El are albina călătoare din partea asta? Da, dinainte că l-a lucrat foarte bine. Are albina călătoare și din partea asta, la fel? Așa că ne-am băgat cele patru rame, albina, o parte din albina de aici va mai ieși aceea care a fost prinsă, dar acestea patru, atenție dragilor, vreau să fie full cu puiet căpăcit. Cu puiet căpăcit și gata de ecluzionare. Din ce motiv? Că ăsta va superi, nu va avea forță. Acum, pentru chestia asta, eu și fac o corecție și atunci am spus cu 5 rame de aici. Deci eu cu 5 rame. Cu 5 rame să am și miere în sfârșit. Pentru că tot 5 rame am și aici. Da? Cu tot 5 rame am și în partea asta. Și le-au și pe ăsta cu matcă cu tot. Da? Complet. Și pe ăsta îl pun, îl las undeva lateral aici, cât am făcut toată operația. Iar aici, ridic diafragma, nu mai am nevoie de pun și diafragma asta deoparte, dau jos diafragma de pe grilă. Da, asta e important. Deci o dăm deoparte, nu mai avem treabă cu ea, s-a terminat cu treaba pe care au făcut-o până acum. Și am completat aici, cum v-am spus, cu rame, câte rame acum? 5 rame până acum, adică am zis că am scos 5. 5 rame, 3 cu foi și 2 cu rame crescute. 3 foi și 2 rame crescute. Și dacă am dat-o deoparte, acum rama clăditoare este prezentă. Unde acolo? Rama clăditoare este aici prezentă. Și după rama clăditoare, mai viu cu o ramă aici. Cu o ramă cu foaie crescută să fie aici. Că albina asta toată care știa să intre pe aici, are uniformizat mirosul, ea va lucra pe partea asta, pe rama asta de aici, și dacă se sizez că lângă ea începe să crească făgurel, atunci mai viu cu o foaie. Da? O mișc pe ea încoace și îi bag o foaie aici. Uite, bag o ramă cu foaie și... Nu pune diafragma. Nu, că i-am scos matca și acum iar circulul de colo până colo, toată albina așa. Matca asta care e de aici vine și ouă aici, ouă chiar și mai departe. Ea trece acum și ouă și în partea asta. Deci are spațiu de colo până colo și își vede de treabă. Acesta, care are destul de multă albină, foarte multă albină. Din ce motiv? Care aici, cât am spus, am luat 5, are 7 rame cu puiet, 6 și cu una 7, așa. 7 are cu... Corect. Și acum i-am spus că băgăm 3 foi și 2 rame crescute. Nu băgăm toate 5 foi, că e prea mult, e foarte prea mare. Și în felul ăsta, 3 foi și 2 rame crescute și este gata de treabă. Aici albina ecluzionează din cele 7 rame cu puiet. Matca continuă și bate că i-am creat spațiu foarte mult. Și plus, la rame crădite. Da, 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 plus albina care era a celor 3 familii. Ăsta cu 5 rame și 5 rame cu puiet. Atenție, cu puiet gata de ecluzionat, stă deoparte. Ăsta va suferi 3-4 zile. 3-4 zile va suferi pentru că nu are albin. Dar repede își dă drumul la albina care e doică și care era acolo și o trimite la după apă, după nu știu ce. Însă, până maxim într-o săptămână și-a dat drumul și el. Tu matcă? Fiecare are matcă aici. Ei bine, mă veți întreba, de ce nu mă duc eu cu cele 5 rame aici și cu 5 rame aici? Nu. Pentru că ăsta, prin popularea stucului acesta, ca fiecare părți... Da, înseamnă deschis ochiile pentru miros aici. Deci, în momentul de față, asta rămâne. Da? Rămâne și ochiurile de miros să fie deschise toate perioada asta. Ele sunt de acolo. Da, să continue uniformizarea. Să continue uniformizarea și nu-i cazul să fie închise. Nu trebuie închise. Ale de jos ar putea să fie noi. Bun. Ăsta se va popula în săptămâna în care ăsta pornește. Ăsta
să face fur cu puia. Matca va o lua, om în 24 de ore, o ramă. În 3.000 de ouă pot să fac în perioada maximă. Da, 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 de vârf. Deci ouă, o ramă în 24 de ouă, în 24 de ore. Asta înseamnă că în 3-4, într-o săptămână, ăsta și-a făcut full toată tot stupul ăsta de albine și cu puiet. Și atunci încep, ăsta își dă și el drumul și încep să urmăresc, să fac următorul lucru. Mai viu câte o ramă și îl ajut aici ca să încingă și el, așa. Și când s-a făcut cu 6 rame, îl și stimulez în toată perioada, dragilor. Deci trebuie să-l stimulez, nu-l las singur să se descurce, pentru că el este în etapa în care are nevoie de hrană și nu are albine care să aducă, nu pornește cum trebuie. Atunci, matca, dacă îl hrănim pe aici pe hrănitor, avem hrănitorul pus aici, dacă îl hrănim, matca e menținută la un ritm de o oată ca și înainte. Ca și înainte cum a fost în familia așa. Când ăsta s-a umplut, atunci urmează etapa a treia. Și mă duc să-l iau cele 6 rame, deci 6 le iau în stupul ăsta. Și fac următorul lucru. Deci, el i-a luat 6 rame, are multă albină. Am rămas cu 6 rame, am venit și am băgat foi și rame ca exact, 6. 4 vor fi, 3 și 3 bag, 3 crescute și 3 foi îi bag și noi. Dar am ajutor de ăsta, nu uitați nicio plică. Am ajutor de ăsta și mai viu și cu o ramă de puiet, ca să-i dau să-l sprijin, data de clodran, ca să-l sprijin cu el. Și în felul ăsta l-am făcut și pe el full cu albină și cu puiet. Da. Ei, ăsta este deja, se spune, al doilea care e dezvoltat. Cel care este în suferință este al treilea acolo. Și la ăsta viu cu ajutor de aici. De aici îi pun 4 rame cu puiet. Tot timpul voi face chestia asta. Îi pun 4 rame cu puiet. Și astfel l-am făcut și pe el bun. Când am pus aici 4 rame, cu puiet la celălalt, așa, băgăm la clădit aici. Și din coace iarăși la clădit. Și ăsta merge. Deci, numărul 1 este ăsta, numărul 1, numărul 2 este al doilea ăsta, și numărul 3 e acela. La debutul salcâmului, după rabiță, la debutul salcâmului, vă vom arăta cum pe toți trei i-am la nivel la acela de cules. Poate ăsta nu va fi la vârf de cules, dar doi i-am la capacitate maximă pentru cules. Și înainte de, să spunem, înainte de rapiță, la rapiță ăsta îmi va culege, voi pune halturile și îmi va culege. Tot timpul dialoghez și iau puietul din partea asta, de acum acolo de 12 rame las așa, și voi avea următoarea etapă la cules, la rapiță. Eu am avut tot timpul pusă folia aici. Cu toate că... De ce țin folia? Pentru că în perioada asta nopțile sunt reci. Dacă nu ajung să am nopțile în jur de 15-18 grade, secrețele în nectar nu se produce. La salcâm bunoară, dacă n-am noaptea 18 grade, nu am secrețe la nectarului. Și de aceea țin folia deasupra. Bine ați zis, am apucat de folia acum, după arătăm. Și folia o țin așa, în momentul în care am